În anul 2013 s-a finalizat proiectul de reabilitare a drumului DC8, pe drumul ce leagă centrul orașului de cartierul Baia Borșa, un drum așteptat de majoritatea cetățenilor din Borșa și datorită faptului că în ultimii 10 ani drumul a fost aproape impracticabil. Investiția s-a realizat prin finanțare europeană. Într-un an și 3 luni s-a finalizat întreaga lucrare și anume realizarea drumului din celor două benzi, câte una pe fiecare sens, alei pietonale și pistă de biciclete, rețea de canalizare pentru ape pluviale, bineînțeles finalizarea rețelei de ape menajere și alimentare cu apă. Proiectul a fost în valoare de 4,5 milioane de euro, iar termenul de garanție este de 2 ani. Obligația noastră a autorității locale este de a păstra exact în felul în care am primit drumul de la constructor timp de 5 ani de zile, adică până în 2018, sunt interzise orice fel de modificări sau deteriorări ale drumului, orice probleme apar, se vor repara din banii rămași ca și garanție de bună execuție, iar în momentul în care expiră garanția dată de către constructor, se va face din bugetul local și drumul trebuie menținut în forma în care l-am primit. Există variante prin care se pot aduce anumite modificări și anumite racorduri la drum pentru cei care nu și-au realizat racordurile de acces în curte în perioada construcției, dar aceste lucruri se pot face doar în baza unor documente vizate de proiectantul inițial al constructorului și pe cheltuială celor care solicită acest drum. Din păcate sau din fericire, timp de un an și jumătate am reușit să păstrăm intact întreaga rețea de cei 8 km, dar în această săptămână am avut neplăcuta surpriză ca un cetățean care nu este răspunzător de ceea ce face, a spune eu, a deteriorat cu o lungime de 30 de metri aleea pietonală, că el nu poate să ajungă la depozitul de nisip pe care îl deține zona respectivă, distrugând în acest fel întreaga aleea pietonală și totodată afectează și partea carosabilă, de unde pe viitor putem să ajungem la probleme mult mai grave și anume la afectarea infrastructurii și a structurii de rezistență a drumului și a rețelei de canalizare. În aceste condiții, cei care vor mai face astfel de lucrări vor fi sancționați cu amendă între 100 și 1 miliard de lei în lei vechi și, bineînțeles, cu o plângere penală la parchetul de pământ de judecătorie a Ișeu și va suporta toate cheltuielile pentru readucerea drumului la forma inițială. Așa că, aviz amatorilor, pentru astfel de lucrări, pedeapsa este foarte mare și costurile sunt foarte ridicate. Nu aș dori ca pe viitor să ajungem cu drumul în felul în care am fost în urmă cu 3-4 ani de zile, pentru că o astfel de finanțare nu se poate obține decât o dată la 20 de ani. Iar costurile de întreținere a unui astfel de drum sunt de peste 5 miliarde de ani, doar pentru întreținerea lui, nu și pentru reparații capitale. Așa că trebuie avută mare grijă și ceea ce se construiește în oraș trebuie păstrat, iar cei care nu vor respecta aceste reguli vor fi sancționați atât financiar cât și penal.